astăzi aici, pentru că este o investiție pe care noi ne-o doream de mult, așa cum am spus și dumneavoastră, era prinsă în puzul zonei de foarte mulți ani, atunci ne-am împotmolit în detaliile cu actele pentru terenul respectiv. Acum, iată că putem să inaugurăm, practic, ceea ce se numește cel mai important proiect de parteneriat public-privat din municipiul Craiova, din întreaga istorie. Pentru că asta se întâmplă astăzi aici, în parteneria care a presupus din partea firmei NEPI ca să doneze terenul și să construiască propriu-zis acest bulevard, din partea primăriei municipiului Craiova să facă exproprierile necesare pentru cei 20% din terenul acestui bulevard și, bineînțeles, să însămânțeze gazonul și să se ocupe de partea de spații verzi, așa cum se va întâmpla și pe viitor. De ce este important acest bulevard? În primul rând pentru că va descongestiona toată zona centrală. Chiar dacă suntem departe de zona centrală și pare ciudat când spun asta, vreau să vă spun că toți cei care veneau din sudul orașului și vreau să se îndrepte către bulevardul Tineretului în Craiovița, trebuia să ocolească prin zona centrală a orașului. Acum nu se mai întâmplă acest lucru, au practic fir direct, cele două mari bulevarde, Râului și Tineretului, sunt unite de acest bulevard. Noi nu ne gândisem cum să-l denumim, am înțeles deja că i-ați găsit denumirea de promenada. Pentru noi era prelungirea Râului, dar e o discuție care se va face în Consiliul Local și vom vedea ce se poate face. Iar un alt punct important pentru acest bulevard și pentru municipalitate este faptul că, în sfârșit, putem acum să rezolvăm niște dorințe foarte importante ale cetățenilor din zonă, în sensul că până acum nu exista linie de autobuz pe bulevardul Râului. E bine, după ce vom perfecta practic documentele și vom trece donația întregului bulevard prin ședința de Consiliu Local, vom avea un nou traseu de autobuz care va porni de la gară, pe rocadă, Craiovița, acest bulevard, Râului și cartierul 1 Mai. Practic, cea mai mare parte din municipiul Craiova va fi deservită de acest bulevard. Sigur, el va fi folosit traseul de transport nu numai de locuitorii zonei, ci și de cetățenii care vor veni să se bucure de această investiție, de mall, așa cum vor putea să vină și ceilalți de pe calea București sau din zona centrală cu tramvaiul. Practic este aici un important nod rutier al orașului Craiova. În încheiere, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această investiție pe care ați făcut-o, pentru că ați ușurat viața craiovenilor și, fără îndoială, pentru noi este un punct câștigat în dezvoltarea orașului despre care vorbea și dumneavoastră. Mulțumim! Multă plăcere!